primul rând, ce părere aveți despre acest eveniment Personalități Arădene, care au loc la Biblioteca Județeană? Este un lucru îndreptățit. Sunt atâtea personalități în Arad, cel puțin din 30 de ani de când sunt eu, cunosc atâtea personalități și este un merit al muzeului că a inițiat această emisiune, ca să zic așa, de a duce în fața publicului personalități care au făcut probabil ceva folositor Aradului. Este foarte bine. Eu mă bucur că am prilejul să mă întâlnesc cu publicul, cum m-am întâlnit în toți acești ani de 30, cum am spus, de pe scenă. Și mă bucur să îi văd și alături de mine, să știu, să simt, mai bine zis, cum au trăit ei spectacolele, ce au rămas din ele, din spectacolele în care am jucat și să, dacă pot, cu milele mele cunoștințe, cu puținele mele cunoștințe, să și învăț câte ceva, dacă e cazul, dacă mă întreabă cineva ceva. Oricum și pentru această inițiativă mulțumesc muzeului și pentru tot ceea ce face, pentru faptul că mă aduce în fața publicului. Ce ați mai făcut în ultima perioadă? E frumoasă întrebarea, pentru că cu prilejul acesta vreau să... Am scris și am publicat două cărți. Mi-au apărut două cărți. Vreau să le prezint, asta am vrut să spun, să le prezint publicului. Una deja a avut lansarea în octombrie și acum e o carte de teatru pe care vreau să o prezint publicului acum. Am scris. Deci eu am și scris. E o boală veche asta, scrisul. Nu pot să spun că e acum. De altfel, la sfârșitul cărții acesteia, actorul în primul rând, pe care o voi da cu drag celor care o doresc, în special actorilor, pe această cale chem actorii care doresc să aibă în mod gratuit această carte, să se grăbească, pentru că numerele nu sunt multe, n-am cărți prea multe de dat, și să vină că le dau cu drag, pentru că vor găsi ceva, poate, care le va folosi. Deci, acolo în vata se spune că eu scriu de multă vreme și pe lângă actorie, pe lângă profesia pe care am avut-o, am avut mare bucurie să scot niște lucruri și am scos asta a cincea carte pe care o scot și o dau publicului. Și sunt bucuros că am această ocazie să o și explic dacă cineva mă întreabă despre ea ceva. În luna ianuarie deschidem proiectul Personalități Arădene cu prima ediție, care se adresează și la reprimă pe actorul Radu Cazan. În luna februarie acestui an, cel invitat va fi de fapt o profesoară, doamna Elena Dan. În luna martie, profesor universitar dr. Lavinia Bede. În luna aprilie este invitatul Bibliotecii Județene la Personalități Arădene, criticul de artă Horia Medeleanu, și urmând ca în luna mai să fie dedicată colecționarului arădean, foarte cunoscut deja și apreciat, Victor Miuțescu.